părinții lui știe exact că el e homosexual. N-are rost să se mai ascundă după degete. Povesteam cu taică să o nopți întregi despre copii. Și este adevărat. Am copilărit împreună, în Rebrișoara, în satul lui natal. Om a avut o aventură, știe tot satul, inclusiv mi-a spus tatălui. Dar de la ce vârstă a remarcat tatălui că el are această înclinație? Păi la adolescențe, la 16-17 ani, vorbeau copii între ei, râdeau copii între ei, dar adulții le erau frică pentru că aveau copii la mamă sau în clasă. Și sora lui știe. De ce credeți că s-a despărțit de nevastă? Tot pentru cauza asta. Cum să spună că el nu-i plăcea femeile, că plăceau bărbați. Și credeți că oarecum pe fosta soție a avut-o doar pentru a deveni preot? Da. Se știe cumva și despre o relație a părintelui Pomohanci cu cineva, cu un consătean de acolo? Da, în timpul ăla el mergea la unul mai înetate, care era tot așa. Cei din vecinii lui, de unde mergea el, eu cred că au văzut, pentru că de aici au ieșit toate poveștile. Pentru că vă dați seama, dacă nu-l vedeau, lumea nu discuta. În sat se vorbea că merge și roagă pe copilul ăla să facă sex cu el. Cât despre relația pe care doamna susține că a avut-o cu tatăl controversatului părinte, Cristian Pomohaci. Păi eu mergeam la școală la Lugoj, era minoră și mă corupt în gară. Eu în momentul când am rămas gravidă, era minoră, mergeam la școală, taică s-o m-a corupt în stația CFR Rebrișoara, a urmat un proces de paternitate. Adică v-a violat tatăl părintelui Pomohaci? Păi închipuiți-vă. A fost recunoscută fiica dumneavoastră de către tatăl părintelui Pomohaci? Nu, pentru că lui s-a dat o sentință și mie mi s-a dat alta. Eu am continuat să mă întâlnesc cu taică-s-o asta până ce a avut fiica mea 13 ani. Păi eram vecini. Noi ne întâlneam până ascuns. Pur și simplu m-am îndrăgostit de el. Ne-am întâlnit foarte multe ori la ei în casă, dar bine, nu era nimeni numai cu el. Când ați început această relație cu tatăl părintelui Cristian, Cristian câți ani avea? 9 ani. Părinții nu s-au despărțit. Locuiau într-aceeași casă, dar nu s-au despărțit.